Soțul trădat, Nea Costel Mărgărit, vine chiar acum în platoul Acces Direct să ne spună mai multe despre drama prin care trece. Haideți să-l invităm în platou. Și clopotele bat să ne despară tău. Bună seara! Bună seara! Ce faceți, domnul? Bună seara, doamna! Bine ați venit! De unde veniți? Din ce zonă? La Galați. La Galați, bine ați venit! Dar ce aveți acolo? Da. Luați loc! Tot felul de amenzi. Amenzi? Dar cine vi le-a dat? De la... Poliția de la noi, de acolo. Dar aveți, înțeleg... Este secția 2... Am înțeles. Rurală. Nu, dar aveți, înțeleg, niște ordine de restricție pe care... Da. Nu le... și le respectați? Păi, dar eu le respect, că nu mă duc pe poarta aia. Nu am acces pe poarta aia. Adică fiecare nu mă duc umblă pe, pe poarta lui, fiecare în camera lui. Nu trebuie să vă întâlniți deloc. La 5 metri distanță. Dar asta e o... Nu știu, în curtinii... Eu trebuie să mă duc la toaletă și eu, când ne găsim acolo. Dacă și vă întâlniți la... aveți toaleta în curte, nu? Și vă întâlniți la WC în curte, practic. Da, acolo, la... Eu am porci, iar baci, ca așa, așa am părțit... A, deci s-au împărțit și animalele. Dar cum? Ea nu le-a dat mâncare. Și n-a vrut să le deci dea când, mâncare. Deci, da, sunteți divorțați? Da, am divorțat. Dar de ce sentința e definitivă? Este, dar ce s-a întâmplat, i-a deschis, iar a făcut recurs ca să... Vă ia pensia. Să vrea din pensia mea să-i facă și ei. Am că e bolnavă, dar când mergi dincolo, să nu mai e bolnavă. La iubit nu-i bolnavă. Ei, poate acolo e tratamentul, domnul Costel. Poftim? Poate acolo și ia tratamentul. Da, dar și le-a cu banii lui, știi? Dar câți ani ați fost căsătoriți? Păi până acum, câți, da, câți? 3 ani da, în câți? Că nu știm câți păi ani. De la 24 de ani și până da, acum 40 ceva de ani. 40 ceva de ani, mai aveați și puțin și făceați nunta de aur și... Aveți și copii? 5. Ea are declarat numai 3, că a încercat să mă dea afară din păi cum declarați 3? Nu i-a născut ea? Nu se poate. A încercat să mă dea afară din locuință și... A rămas mască. Domn Costel, stați puțin. Nu se poate ca ea să fi declarat numai 3 dacă a avut 5 nașteri. Păi numai 3, a declarat acolo. Da, dumneavoastră, dumneavoastră sunteți tată la, pentru toți cei 5 copii. Și i-ați recunoscut. Sunteți, păi cum? Ați fost căsătorit cu doamna. Bun. Păi. Dar eu luam altceva. Deci la când s-a făcut împărțirea asta a animalelor, dacă dumneavoastră, de exemplu, vedeți că vacile ei n-au băut apă, și când dați la porci mâncare și vedeți vacile ei flămânde, vă îndură inima să dați la vaca ei ceva sau nu? Nu mă duc. Și lăsați vaca să moară de foame sau de sete? Nu, lasă acolo. Da? Nu mă duc. Deci n-aveți voie. Nici ea, păi da. Nici ea nu dă la porci dumneavoastră. Ești... Am rugat-o ca să... Zic că hai că am ajuns la o vârstă mai așa. Și zic că, lasă, curățam niște porumb acolo. Ea făcea, nu știu ce făcea acolo la bucătărie, mâncare acolo. Și cu cuțetul, pac, m-a înțăpat aici. Cine? Soția? Da. Prima dată. Și după aceea a mai trecut un timp, că i-am spus din vaci, ca să mai dăm din vaci, că aveam multe și mă duceam cu ele până când, și acum, e timpul bun, apară. M-aș fi dus cu ele dacă le mai aveam. Da, vi le-au luat instanța. Le-au vândut, mai are una, atâta mare. Am înțeles. Haideți să ne întoarcem puțin. De câtă vreme are soția dumneavoastră un amant pe vecinul din sat? Cred că de vreo 3 ani. Și dumneavoastră adică ați divorțat nu abia? Adică nu a fost prea închegat la început, dar mai pe parcurs s-a... Deci era încă soția dumneavoastră, dormeați cu ea în aceeași casă, în același pat. Și cum credeți că s-a legat relația asta? De unde? Nu știu de unii până unii, că un frate de-a lui... mă oprește odată când mă duceam la magazin că am o vată de casă, noi în astea, băi, ai o vată de casă acolo, așa, nu vrei să o vinzi așa, așa. Zic, nu, pot să vând, mă, dar stai, mă, că eu sunt divorț cu femeia, pământul trebuie să-l împărțim. Deci erați deja deci în divorț? Deci și același în parte. Dați puțin, deci deja erați în divorț cu 3 ani când ea și-a făcut una? Nu, acum, când m-a întrebat el, eu eram în divorț. Și de clasă când s-o termina să face partajul, la care cade vatra de casă, o te duci o cumbi. Ca acum să aud de la o femeie care mai stă de vorbă cu, a stat de vorbă cu el, că? Îi spune că lui trebuie o femeie, că ea
ce se întâmpla? Pleca dimineața, pleca seara și la 3 noaptea vinea acasă. Dădea drumul lău. O aducea el, bineînțeles. A, deci numai noaptea stătea la aman, ziua venea acasă la dumneavoastră. Da. Și el zicea că lui trebuie o femeie numai pentru... Îi trebuie o femeie care să culce seara cu ea, să scoale cu ea dimineața. Așa. Acum să duci și doarme cu el, să scoală vine la nou. Când vine la nou, vaca zgheară, ăla, cine să-i facă... Ficiorul pleacă, am că din cauza ei... Eu acum vă întreb așa, dar îmi spuneți sincer. Da. O mai iubiți? Nu mai. Da. Nu, nu mai pot. Da. Nu mai pot. Da, da, faptul că v-a rănit așa în orgoliu, așa că și-a găsit amantă în sat. Nu da, vă doare așa puțin? Vă pot să vă arăt și... Dar el nu-i din sat, el e venit și are casa făcută, nici nu știu ce autorizație de construcție are acolo. Casa aia anul trecut cu ploile a fost inundată să vedea numai vârful. Am înțeles. Dar eu altceva întreb, dacă vine nevasta acasă cu flori, ce gândiți? Da, a văzut-o și oamenii, a întrebat-o, mai mă găsesc cu oamenii, că mă duc la magazin, mai... Da. Nu zic că nu mă duc și beau, că ea mă face bieță, m-au făcut mai mulți. Așa. Dar nu sunteți bețiv, bețiv nu. Beau o bere și eu acolo, sau mă duc și eu pâine sau asta și mai stau cu... Da. Din și vorbă. Când o vede lumea cu flori, ce zice? O întreabă, dar ai fost la vacă, dar ți-a dat și flori, ei? Dar el e provenit din oraș și mutat aici sau de el unde? El e venit de prin la Bacău, nu știu. De prin da, e manierat. Da, eu vă întreb acum dumneavoastră. A avut nevastă, acum 2 ani a murit. Aha. Nevastă. Dumnezeu să ierte. Păi da, și cum? S-a combinat cu soția acum 3 ani? Nu știu cum, nu știu cum s-au... Dar domnul Costel, da, dumneavoastră în 40 de ani de câte ori ați adus nevestii flori? Eu? Da. N-am adus niciodată. Da, ia ziceți în drept, da, de bătut, ați bătut-o. Da. Când m-am înțepat aici. Dar până atunci niciodată. Dar am avut răbdarea ca să ies să... Stați așa, domn Costel, în 40 și ceva de ani, de câte ori ați bătut-o? Numai până ce i-am dat două palme. Deci niciodată până atunci? Nu, până atunci nu. Dar de ce ziceați că dormiți? De ce dormiți cu toporiș ca sub pernă? Păi da, ea vrea să mi-l aducă pe ăla, știți ce mi-a făcut? Că patul ăla nu-i filmat, parmi să... Nu l-am văzut filmat. Mi-a scos patul, dormeza mea, așa, așa. A scos-o în balcon, e dimontat acolo, chiar în fața ușa acolo, e dimontat, a adus un alt pat și spune că da, i-a spus la o femeie că uite așa, așa, nu ne tata ne ia patul. Da, deci stați puțin. Și ea dacă l-aduce în jumatea ei de casă, că aveți împărțită casa, dumneavoastră aveți două camere și ea două camere. Și aveți și intrări separate. Păi dacă l-aduce în jumatea ei de casă și sunteți divorțați, ce vă deranjează? Ce dormiți cu barda sub cap? Dar de ce să-l aduc? Aici eu am adus în curtea lui. Păi dar e bucata ei, a dat, ea are dreptul. A muncit el la casa aia? Domnul Costel, ați divorțat, are jumătate din casă, are dreptul să aducă... Auziți, să n-aveți impresia, domn Costel, că trebuie să vorbiți numai cu doamna Mirela. Dacă vă întrebăm ceva și noi ăștia de aici, ne răspundeți. Da. Dacă ați divorțat și ați făcut partajul și are jumătate de curte, poate să aducă și tot satul, dacă vrea. Poate să-l aducă, dar n-am făcut partajul. Păi cum dacă ați împărțit animalele? Păi a împărțit, așa a împărțit ea. Păi dar camerele n-aveți dumneavoastră două și ea două? Păi nu, una. Păi stați cu o întrebare pe doamna.